informații de ultimă oră despre starea de sănătate a maestrului Alexandru Arșinel. Colega mea Daniela Miranu vine cu amănunte. Daniela, bun găsit! Bun găsit, Ramona. Într-adevăr, avem vești foarte bune despre maestrul Alexandru Arșinel. Ei bine, starea acestuia de sănătate este în prezent una bună, iar marele actor, trebuie să vă spun că a fost externat din spital. În vârstă de 81 de ani, acesta a contractat virusul SARS-CoV-2 și a stat internat mai bine de 3 săptămâni. Actorul a fost așteptat la ieșirea din spital, chiar pe scările Institutului Matei Balci, chiar de către fiul său, cel care de altfel l-a și condus acasă, acolo unde l-aștepta cu nerăbdare să se întoarcă sănătos soția sa, Marilena. În prezent, maestrul Arșinel se simte bine și nu mai are nevoie de supravegherea medicilor. Vă reamintesc că acesta a confruntat încă de dinainte de Paște cu această boală și a fost nevoit să stea în spital timp de 3 săptămâni. Deși inițial medicii i-au spus că a contractat o formă ușoară a bolii și că nu va avea nevoie de foarte multe zile de spitalizare, lucrurile s-au complicat ulterior, iar împreună cu soția sa au petrecut sărbătorile pascale în spital.